Salut, eu sunt Bogdan și bine v-am găsit la un nou vlog, ceva mai special pentru că acum ceva timp am făcut colecția mea de Adidas. Acum a venit momentul să fac colecția mea de Adidas și de tricouri, tot ce ține legat de fotbal, după cum puteți voi vedea aici. O să le luăm pe toate pe rând și o să vă zic ce și cum povestea lor, ca să zic așa. De fiecare dată când primeam o pereche de ghete sau îmi cumpăram, puneam pe Instagram și voi mi-ați dat mesaje și mi-a spus: Bogdan, ce ar fi să ne arăți și nouă colecția ta? N-am o colecție așa mare, nu vă gândiți că am vreo 50 de perechi de ghete de fotbal, dar câte am, sunt mulțumit și sunt fericit cu ele, adică îmi plac foarte mult. Unele dintre ele le-am primit, unele le-am cumpărat eu, așa că eu zic să începem cu tricourile prima dată. O luăm din partea asta de aici, dacă tot mă ridic eu frumos. Bam, am aici un tricou de la PSG, n-are nimic aici pe spate, vreau eu să-i pun ceva, bineînțeles Neymar, că îmi place. E super mișto echipamentul ăsta nou, n-am pantalon la ei, dar se potrivește orice pereche de pantaloni, dacă iei una neagră, e perfect, e tot ce trebuie. Aici am un tricou super, super drag mie, probabil îl știți din clipul cu Budescu, pe care mi l-a dat el. Bun, și am și autograful lui aici, dacă vedeți. Forță, ăsta e un tricou de colecție și mai aștept încă un tricou. Acum nu vreau să vă zic prea multe pentru că, sincer, aștept chestia asta cred că de ani de zile. Vedem ce o fi. Nu știu, nu vă zic. Aici un tricou cu Ronaldinho, un echipament. Echipamentul de la Brazilia. De la Brazilia, e forță ăsta. Forță, îmi place mult de tot. Am și pantalone, dacă vedeți aici. Sunt foarte, foarte mișto. Ăsta l-am primit cadou de ziua mea de la Ciprian. M-a nimerit, adică și uite ce a știut. Forță, după trecem la unul tot cu Ronaldinho, bineînțeles că altceva. Colecția lui se bazează mai mult pe Ronaldinho. Cam 10. Așa, și cu Messi, să zicem, și ăsta de la Budescu pe care l-am primit cadou. Aici din nou, bineînțeles, cu Barcelona, modelul ăsta de echipament și bineînțeles tot cu Ronaldinho. Am și pantaloni aici. După cum puteți vedea, ăsta nici măcar nu l-am purtat niciodată pentru că n-am apucat, că vremea de afară nu ne lasă, încă am eticheta la pantaloni. Ăsta l-am de la iubita mea, Andreea, mi l-a făcut cadou tot de ziua mea, deci am primit forță. Mai bine de atât nu se putea. Mai am încă unul aici, cu Ronaldinho. Modelul vechi de la Brazilia. Modelul vechi. Ăsta este mare de mine, dacă vedeți, dar vă zic imediat de unde l-am și care-i treaba. Mergeam prin Focșani. Nu știu, aveam treabă să cumpăr ceva pentru video și am trecut pe un bulevard unde este un 38 din ăsta, știi? Second hand. Second hand din ăsta, așa, cum se zice. Și la geam era pe un manichin, era tricou pus așa, cu Brazilia cu numărul 10, nu vedeam pe spate. Nu știai ce-i pe spate, da. Și eu am dar eram amândoi. Și povestea, eu am da. Trecut așa și zic, mă întorc înapoi, zic, bă, oare ce-o fi cu numărul 10 la Brazilia? Zic, eu știu că e Ronaldinho, știi? Zic, hai mă, dar nu se intră în sfert. Când intru și văd ce scrie pe spate, nu mă interesează. Adică ăsta ce le-ați văzut aici cu Brazilia, ăsta cu Barcelona și bineînțeles la de la Budescu sunt originale și mai am. Dar ăsta nu e original, dar pe mine nu mă interesează dacă este original sau nu. Mă interesează numele și ca colecție să le țin eu. Cât am dat pe ăla? Am dat 15 lei. Ceva de genul, a fost foarte ieftin. Parcă mi-era și milă. Zic, bă, cum să-l lași acolo să nu le ia nimeni? Zic, lasă că le iau eu. Ăștia nu sunt pantalonii de la tricou, dar se potrivește, cât de cât e ok. Mai am aici un tricou cu România, nu scrie nimic pe spate, mi-a plăcut super mult modelul ăsta cu drapelul ăsta aici, așa. E foarte rău ăsta de la România. E foarte rău de tot. Și mai am încă unul cu Messi, la fel, ăsta e original și ăsta. Tot Ciprian mi l-a făcut cadou, dar nu mai știu, cred că pur și simplu mi l-a cumpărat așa că știa că îmi place mie. Cam astea sunt tricourile, adică echipamentele, mai am unele, dar... Nu-s de la nicio echipă, Adidas, Nike, simplu, compleu simplu. Trecem la ghete pentru că aici este important și aici îmi place mie cel mai mult, ne punem frumos jos aici. Și vreau să vă spun și un lucru pe care țin să vi-l zic pentru că este în avantajul vostru, pun-te acolo frumos, jos. Deci, eu am un parteneriat cu băieții de la 11 Team Sports, m-au contactat, am vorbit, au văzut că fac clipuri cu fotbal, le place ceea ce fac și mi-au propus în felul următor. Bogdan, noi îți dăm un cod de reducere, codul de reducere este IBM. Cu codul ăsta aveți reducere la ei pe site la orice produs, ghete, mici de fotbal, mănuși de portar, tot ce trebuie. Dacă vă întrebați cât durează, gen de când comandați până vă ajunge, între 3 și 5 zile, pentru că site-ul nu este din România, dar o să deschidă și magazin în România, dar nu știu când o să mai dureze. Așa că puteți să dați comandă, în 3-5 zile vă ajung produsele. Doar că foarte important când dați comanda, că mulți dintre voi dați comandă vineri, și prinzi weekendul, sâmbătă și duminică nu ți-a nimeni comanda. Abia de luni se procesează comanda și abia de luni trec
între 3 și 5 zile. Trebuie să demarați 3-5 zile lucrătoare. 3-5 zile lucrătoare, exact. Că mulți comandăm, dau un mesaj și zic, Bogdan, da, a trecut o săptămână și n-am primit nimic. Păi dacă ai comandat vineri sau sâmbătă sau duminică, nu ți-a nimeni comanda. Corect. Înțelegeți? Iar la fiecare comandă pe care voi o luați și băgați codul IBM, automat vă face o reducere, iar eu primesc niște bani. 10 lei, 15 lei, 20 lei, depinde ce cumpărați voi. Dacă cumpărați o pereche de ghete, nu știu, la 5 milioane, îmi vin 20 lei. Dacă luați o pereche de ghete la 90 de lei, îmi vin 3 lei. Ceva de genul ăsta, înțelegeți? Cam asta am vrut să vă zic ca să știți și mi se pare ceva super mișto, pentru că, de exemplu, dacă tu vrei să-ți cumperi o pereche de ghete, nu știu, dau un exemplu, vrei să-ți iei ghetele astea, da? Să zicem că astea costă, nu știu, 5 milioane. Tu oricum ți le luai cu 5 milioane, adică voiai să dai banii aia 5 milioane pe ele, chiar dacă aveau reducere, chiar dacă nu aveau. Nu-i mai simplu să bași codul IBM și să ai și reducere, să faci, să economisești, nu știu, 100 de lei, 150 de lei și ți-ai și ghetele. Adică nu-i nimic de pierdut și banii aia îți mai cumperi ceva, jambine, aia îți mai cumperi, îți cumperi altceva de banii aia. Nu plătești transportul și e altceva. Așa că ăsta este parteneriatul meu cu ei, că de multe ori m-ați întrebat. V-am explicat, eu vă zic totul pe față, nu e nicio problemă, nu mă ascunde absolut nimic. Este o firmă foarte serioasă, au magazine, cred că, nu știu, 8 țări, ceva de genul ăsta și toate produsele sunt originale, nu vă gândiți că sunt fake-uri. Și cel mai important, orice model nou care apare, prima dată apare la ei. Hai să dăm drumul la ghete, nu știu de unde să încep, cred că încep cu cele mai vechi. Da, așa vreau să zic și eu. Deci, Nike-urile astea pe care le vedeți voi aici, cei drept, nu mai arată ele destul de ok, dar am dat undeva la 130 de lei, cred că dacă nu mă înșel pe ele, îi am de cel puțin 4 ani de zile, cel puțin 4 ani și de zile. Și te-ai o grămadă cu ei la și, sală. Știi? Mereu veneam cu ei, dar și acum încă n-au nimic. S-au făcut ei puțin aici, au niște cute, așa vezi, dar sunt forță rău de tot. Nike-urile astea mi-au plăcut mult de tot, de la Adidas, pe care vedeți aici, o pereche de Adidas de sală, ăștia sunt pentru sintetic, au crampoanele astea mici. Da. Ăștia, sincer să zic, au fost cei mai comozi Adidas. Da. Jur, deci Adidas ăștia forță rău de tot. N-au ei un model, un design așa șmecher, cu culori, cu nu știu ce, dar ai fi surprins cât de forță sunt, adică cât de bine te simți cu ei în picior. Asta și contează, nu cred că contează modelul, dacă nu, n-ai pus piciorul în el, exact, te simți perfect, nu mai contează altceva. Sunt grei cei drept, dar sunt forță rău de tot, adică și acum îi mai iau la fotbal, adică mai merg cu ei. Da. Eu nu țin cont că dacă am o pereche nouă merg cu ăia, nu-i neapărat, dacă pentru că de obicei la mine perechele noi pe care le cumpăr trebuie să joc câteva meciuri cu ele pentru că mi se învinețesc unghiile și la stângul și la dreptul, mi se fac vinete, nu știu de ce, cred că stau strânse pe picior și nu mai circulă sângele, n-am idee, trebuie să joc câteva meciuri cu ele să se lase ca după să mă simt bine. Da, au fotbaliști, au niște tehnici din astea, știu, stai în apă caldă, nu știu cum, chestii de genul ăsta. Hai să-i luăm pe ăștia care, bineînțeles, ăștia își ceva așa... Ăștia nici nu mă mai încalz cu ei, ăștia nu se mai vezi cu ei la fotbal, nu știu, doar foarte rar să fac vreun clip. Ăștia sunt Adidas de sală, brandul Ronaldinho sunt ăștia. Adică ăștia special. Se vede aici, au semnătura, au tagul lui. Vezi? Se vede? Da, uite, R10 frumos. Ai văzut, da? Da. Au acolo, mai au undeva și aici pe talpă și undeva aici scrie, oricum, ți-am zis. Ca și design, uite, mi-mi plac foarte tare. Ca și design sunt forță. Și bineînțeles, dacă erau Ronaldinho, n-aveam cum să nu iau, să-i țin de colecție. Ți-am zis, am jucat de câteva ori cu ei, dar mi-am dat seama că am destul de perechi și cred că poți mai bine, mai bine îi păstrez și pot să-i las așa. Ăștia i-am de curând acum, sunt foarte ușor, deci n-ai idee. Eu știu. Aer, da. Efectiv sunt aer. Majoritatea pe care vedeți aici îi găsiți pe 11 Team Sports. Acolo intrați și v-am zis să nu uitați de codul de reducere pentru că aveți reducere. Și atenție când intrați pe site, ce selectați? Intrați la copii, dacă sunteți copii, să vă selectați mărimile, prețul diferă. La bărbați prețul este mai mare. Aveți grijă ce selectați acolo și ce căutați și ce modele căutați, pentru că sunt foarte, foarte multe modele, nu doar ce vedeți voi aici. Bineînțeles, o să vă zic imediat, nu mai știu prețurile, că vă ziceam, nu știu, ăștia să zic 150 de lei, cred că vreo 200 de lei, ăștia au fost 460 de lei al lui Ronaldinho, ăștia știu că, nu știu să vă zic sincer, cred că am dat 300 și ceva de lei. Cam pe ei, sunt de la Tempo, modelul ăla clasic, așa știi? Sforță rău de tot, dar uite ce mișto e materialul ăsta dacă vii aproape, da, dacă vezi cum e, textura, vezi rău. Cum e? E mișto rău de tot, și pe talpa așa, îi punem aici.
forță rău de tot și Nike-urile astea galbene. Stilul clasic. Păi ăștia am senzația că i-ai utilizat parcă cel mai mult. Cel mai mult în ultima perioadă, da. Pentru că mă simt foarte, foarte bine în ei. S-au omulat, s-a întins pielea asta așa și s-au, nu știu, îți ce trebuie. Îți ce trebuie. Sunt forță. Forță rău. Au și Nike-ul ăsta aici și aici. Designul și mai chiar. Nu, chiar sunt calomele, că chiar așa și forță. Chiar sunt calomele. Bine, și care treaba? Ele arată super șmecher. Uite, de exemplu, modelul ăsta, care de curând acum e ceva nou de la Adidas, îs numărul 1, vreau să zic, pe design, uite design. Puțin cum arată și cât de subțiri sunt și ce fel se mulează ăștia pe picior. N-aș face cum se simte, dar e foarte. N-ai cum, dar se vede așa pe nei pe aici dacă ai filma, dar nu, se vede. Nu se vede? Nu cred că se vede. Se bate lumina așa, cred. Bate lumina, dar oricum, gen, se vede cât e de subțiri așa pe buza asta, dacă vă uitați voi. Sunt subțiri rău de tot, se mulează pe picior, adică bași ce șuturi cu ăștia, sunt forță. Ăsta e modelul lui Messi. Adică de la Messi? Da, Messi. Mai e ceva de sintetic? Nu mai am nimic, cred că ăștia sunt în cutiile sintetic. Alea de acolo, pentru că, nu, aici nu, tot, okay. Tot de stadion. Ăștia sunt de sintetic pentru că mie îmi place mai mult fotbalul la sală sau pe sintetic. Iar ce am în partea asta aici este pentru stadion, unde fac challenge-uri cu jucători și așa mai departe. Hai, fii atent, să trecem cu ăștia, să zic așa, puțin mai vechi. Și ăștia, gen, mi-au plăcut foarte, foarte mult modelul ăsta. Cred că au fost primele mele ghete cu șosetă din asta aici, la gleznă. Nu știam eu care e treaba cu ciorapul ăsta aici. Doar că, dacă mă întreb pe mine acum, nu mi-aș mai cumpăra niciodată. Dar nu-s cu filet? Au filete din ăsta, vezi? Adică, cu ăstea, dacă ai vreun dușman, poți să le iei cu tine la fotbal. Asasinul, așa se numea ăla care intra în meci, la noi cel puțin pe teren. Asta-s puțin problemă. Da. Dar bine, că eu nu joc fotbal, am luat pentru challenge-uri, dar arată super, super șmecher. Cred că e Nike Mercurial, din câte țin eu minte. Nike Mercurial modelul. Bun, le lăsăm aici. După mai am o pereche. Ăstea le-am luat special pentru un challenge. Am vrut eu să le schimb, să-mi fac eu un echipament frumos cu alb. Sincer să vă zic, ghetele albe sunt superbe, forță rău de tot. Da, sunt niște modele forță. Dar părerea mea, nu vă recomand niciodată să vă luați ghete albe. Asta e părerea mea. Deci, uitați de ce. Niciodată nu o să mai scoți culoarea asta, jegul ăsta de pe ele. Da. Adică uite cum s-au făcut și pe talpă, uite puțin cum arată. Poți să le speli tu, deci le-am băgat la mașina de spălat, le-am frecat, le-am asta. Se ia, dar nu o să le mai scoți niciodată cum erau ele. N-ai nicio șansă. La fel, tot mercurial și ăstea. Și acum trecem la câteva modele care mai deja, serioase. Deja nu mai sunt de amatori ca mine, ca să zic așa, ghete de profesioniști, de buget mare, ca să zic așa, adică bani la greu, vă zic imediat și cât costă. Hai să începem cu astea care, sincer, le-am încălțat de fapt am făcut destule videouri cu ele, le-ați văzut pe canalul meu de YouTube, mulți m-ați întrebat de ele, le găsiți pe 11 Team Sports, nu știu dacă acum mai sunt modelele astea, pentru că au fost undeva la 300 de modele, sunt alu ăsta cum îi zice, Sancho. Da. De la Dortmund parcă, nu? Nu mai știu. Parcă la Dortmund joacă, din câte știu eu. Acum sper să nu zic vreo prostie. Acum, dacă mă întrebați pe mine, îmi pare rău că am jucat cu ele. Voiam să le păstrez. Bine, nu-i ca și cum le-am stricat sau au ceva. Dar nu mai lucesc. Nu mai sunt ca alea când le scoți din cutie. Vă arăt eu imediat ce înseamnă ghete în cutie noi nouțe. Trebuia să le păstrez pentru că sunt de colecție, dar mi-au plăcut foarte mult. Și am zis, bă, trebuie să le încas, trebuie să fac un video cu ele, că nu pot să stau cu ele. Un model superb, deci superb modelus, numărul 1, forță pe design. Bravo, Danule. Am fost și eu leacă, bău. Deci pe design n-ai ce să spui. Bă, stop, mă, stop. Cum arată, cum, ce culoare și albastru ăsta frumos. E forță rău de tot. Să nu arăt talpa pentru că mă fac de rușine. Încă au pământ pe ele. Forță rău. A rămas pe aici. Cred că ultima oară am făcut clip cu Budescu. Cred că am fost încărțat cu el. Da. Din câte n-amintesc eu. Așa, și aici mai am două perechi pe care, bineînțeles, nici n-am apucat să le port și nici nu o să le port prea curând pentru că nu văd rostul să le port. V-am zis, am destule. Hai să începem prima dată. Hai că îl încep cu astea lui Ronaldo, prima dată. Fii atent. Ultimul model de ghete pe care l-a scos și nu știu dacă e ultimul gen și din cariera lui. Asta nu știu ce să zic. E probabil. E probabil. Deci avem aceste Nike-uri, Dragon, ceva de genul, nu Dragon mai știu. Fly, nu știu cum. Da, nu mai știu exact să vă zic. Mercurial, le Dragon găsiți pe 11 Team Sports, tot ce e aici găsiți acolo și alte modele. Bă, super, mamă, bă, ce super. Sunt. E ușor, bă, da. Cred că au... Dacă îi pun pe cântar, nu se, nici nu se mișcă ăla. Da. Bă, da.
Îți forță. Arată detaliile în talpă, să-l vezi pe Ronaldo acolo, stai frumos. Așa puțin. Bă, n-ai ce să zici despre ei. Frumos. Dar uite alea că cusătura asta pe mijloc aici, vedeți talpa aici practic e din material, da. Aici nu e din cauciuc. Pare o tijă ceva, nu știu, pare o chestie aici pe mijloc. Se ține piciorul fix, știi? Îl vezi aici? Ia să-l vedem. Pe Ronaldo. Bă, designul se moare dacă nu... Îl vezi? S-au întrecut pe ei, da. Se vede? Un pic întunecat, dar se vede, e perfect. E ok? S-au întrecut pe ei cu modelul ăsta, așa unde l-au pus pe ei pe da, dar stai așa că asta nu e nimic. Ca să-ți zic eu de ce eu nu joc cu ele. Fii atent. Yeah. Momentan nu joc. V-am zis, poate o să mă vedeți într-un clip, depinde cum mă ia pe mine pandaliile și ce vreau eu să fac. L-ai văzut pe Ronaldo aici, dar fii atent aici. Deci prima dată când le-am văzut, zic, bă, mă joc cu ele, nu-i nicio problemă, îmi plac, știi? Da. Dar după când m-am uitat eu la stângul, ia fii atent ce are la stângul aici. Eu asta trebuie să o focalizez cum trebuie, să vadă și ei. Se vede? Da. Vezi, da? Autograful. Semnătura. Deci aici e semnătura lui Ronaldo. Aici avem 7 Ronaldo semnat. Vă dați seama că n-a stat el să semneze cu mâna fiecare gheată. A făcut semnătura și după genul ăștia au printat pe toate ghetele. Dar asta e semnătura lui originală, așa se semnează el. E superb, n-am ce să zic. Așa. Prea frumos. Vin și cu ghiozdanul ăsta. Prea frumos. Se pui aici frumos. Prea mișto. Te duci așa la stadion. Eu deja mă văd îmbrăcat cu ghiozdan în spate. N-ai, da, dar și care e treaba? Ăstea-s... 15-17 milioane, ceva de 15-16-17 milioane. Da, atunci nu mă mai văd când... Ghetele astea cât salariul lui mama, ca să vă zic eu sincer. Adică, o pereche de ghete. Asta vă zic. Nu neapărat trebuie să vă cumpărați ghete din astea, că dacă ți-ai ghete la 15 milioane, nu înseamnă că joci fotbal și ești cel mai forță. Corect. Dar, un lucru foarte important, că am văzut acolo când puneam pe story sau așa, mulți ziceau, mamă Bogdan, dar ce fac ghetele astea de 15 milioane, dar scumpe? Eu am înțeles că sunt scumpe, dar nu pot să compar ghetele astea niciodată cu astea. Adică n-ai cum să faci comparație între astea și astea, mă refer ca și calitate, ca și cusătură. Felul în care se așează în picior, greutatea ghetei, designul. Nu ai cum să le compari, cum se mulează pe picior, adică niște diferențe sunt, poate voi nu le vedeți la prima vedere. Și mai am aici o pereche, bineînțeles dacă aveam Ronaldo, n-aveam cum să n-am și Messi, nu? Corect. Așa că desfacem frumos. Bam. Și le avem pe ăstea de la Messi, le punem aici, Messi știți că este cu Adidas. Am modelat la fel, dacă vedeți, nepurtate, adică nu le-am luat niciodată. Ăstea sunt gold așa, sunt destul de mișto, adică îmi plac și ăstea, îs forță. Îs mișto rău de tot, cu modelul ăsta lui așa, nebunia lui. Și aici aveți care agility, îs din ăstea de viteză. Da. Și cu semnul lui, ăsta e logo-ul lui. Ăsta e logo de la brandul lui, gen. Logo-ul lui Messi, mâul ăsta al lui. Bă, sunt foarte ușoare, uite, ia și tu în mână să vezi că sunt ușoare, nu-s grele deloc. Cred că sunt mai ușoare decât al lui Ronaldo, dacă nu mă ușoare. Așa zic și eu, așa am vrut și eu să zic, dar am zis că poate zic vreo prostie. Și aici în talpă are și logo-ul lui, scrie Nemesis. Cam asta e. Forță. Și astea, îmi place aici cum vine, vezi cum le-a făcut design aici. Cu limba asta. Da, cum le-a făcut elasticul ăsta aici, cu limba asta de la Adidas. Oricum, super mișto. Cam asta e treaba, cam asta e colecția mea, ca să zic așa, nu știu dacă pot să o numesc o colecție, pentru că nu sunt așa multe, dar eu sunt mulțumit de ele, adică eu zic că am destule. Sincer, aș mai vrea tricouri cu Ronaldinho, bineînțeles, dacă se poate, și alte tricouri, nu contează. Mulți dintre voi mă întrebați mereu, Bogdan cu ce echipă ții, Bogdan cu nu știu ce. Când eram mai mic, aveam o favorită. Acum, sincer să vă zic, mă uit la fotbal de plăcere. Nu mă interesează cine câștigă, nu mă interesează cine ia campionatul, nu mă interesează cine este mai bun, nu mă interesează nimic. Pentru mine, el de acolo, de pe perete, pentru mine el este cel mai bun. Nu mă interesează Messi, Ronaldo, Neymar, nu mă interesează nimeni. Chiar dacă Ronaldo a dat nu știu câte sute de goluri, Messi la fel, mie nu-mi pasă, nu mă interesează. El m-a făcut pe mine să mă îndrăgostesc de fotbal. Când juca la Barcelona și eu eram mic și mă uitam la televizor și l-am văzut cu zâmbetul ăla din soț și zic, băi, cine e ăla? Ieșea în evidență, știi? Da. Și stilul lui, cum juca și cum atinge mingea, m-a făcut să mă îndrăgostesc de fotbal, să-mi placă fotbalul. Așa am început eu să mă uit la meciurile Barcelonei. Vă dați seama că respect, admir și pe Messi și pe Ronaldo, tot ce înseamnă fotbal, tot ce e bun. Dar pentru mine, nu mă interesează că pentru tine e numărul 1, nu știu, Neymar, Messi, că idolul tău e... Nu știu, Mbappé, nu mă interesează. Pentru mine el este cel mai bun. Și asta mă interesează pentru mine. Restul fiecare cu idolul lui, asta zic. Codul IBM pe site-ul celor de la 11 Team Sports este valabil oricând, nu este o perioadă. Am contract cu ei nelimitat, ca să zic așa. Eu reprezint în România acest brand.
Adică imaginea mea este asociată cu 11 Team Sports și codul este valabil oricând, în orice zi, la orice oră. Ăsta a fost clipul, Danule, sper că v-a plăcut. Poate o să fac un giveaway cu o pereche de ghete la mine pe Instagram, așa că urmăriți-mă pe Instagram acolo dacă vreți și voi, bineînțeles. Gata, încheiem aici, v-am lăsat, o zi frumoasă și ne vedem la următorul vlog. Pa!